Urmăriți jurnalul orei 16, doamnelor și domnilor, bună ziua! A fost panică într-un avion al Tarom care făcea o cursă între Hurghada în Egipt și Iași deasupra Turciei. Aeronava a avut probleme tehnice, pasagerii și-au văzut practic moartea cu ochii. Sunt surse care spun că un generator ar fi picat. Purtătorul de cuvânt al Tarom, Marius Popescu, este în direct cu noi acum. Bună ziua! Ce s-a întâmplat acolo? Bun găsit, este vorba mai exact despre zborul 6514 ce făcea legătura între Hurghada și Iași din data de 30 aprilie. Practic în timpul zborului, atunci când aeronava a intrat în spațiul aerian al Turciei, au fost întâmpinate fenomene de turbulență moderată. Pasagerilor li s-a cerut să lege cerțurile de siguranță. Totodată au existat și indicații neconforme referitoare la unul dintre cele trei generatoare electrice ale aeronavei Boeing 737 seria 300. Imediat echipajul de cabină a pornit generatorul de rezervă al aeronavei și zborul a continuat fără alte probleme deosebite către destinația Iași. Totodată menționez faptul că nici o clipă nu a fost pusă în pericol siguranța pasagerilor, incidentul tehnic fiind un relativ des întâlnit, iar cel meteorologic este unul specific acestei perioade anului și a spațiului aerian despre care făceam referire. Bun, dar înțeleg că oamenii s-au speriat. Da, s-au speriat, pasagerii s-au speriat în primul și în primul rând din cauza turbulențelor, aceștia au rămas așezați cu centurile de siguranță cuplate și nu au existat alte probleme. Totodată, existând această problemă tehnică despre care nu s-a știut decât către sfârșitul zborului, pe fondul acestei probleme tehnice au început o parte din pasageri să creadă că lucrurile nu sunt în regulă, însă echipajul de cabină a fost ca de obicei la înălțime și nu au existat alte probleme. Reamintim faptul că Tarom pune întotdeauna accent în primul și în primul rând pe siguranța pasagerilor. Mulțumesc foarte mult! Expertul în aviație, Sorin Stoicescu, este în direct cu mine acum. Bună ziua, domnule Stoicescu! Bună ziua! Un incident... Nu am comentarii. Foarte frumos a expus domnul Popescu, reprezentantul Taromului, problema. Pasagerii nu au fost nicio clipă în pericol. Aeronava este echipată și cu al treilea generator de rezervă, APU, adică o unitate de putere auxiliară, care intervine când cade unul dintre generatoare, iar zborul este permis în această condiție până la aterizare. Deci nu au fost probleme, probabil doar turbulențele i-au speriat pe pasageri, însă acestea sunt obișnuite și în aceste condiții chiar nu a fost niciun motiv să se îndoiască că nu ajung cum trebuie la destinație. Înțeleg că e un incident destul de frecvent acesta? Nu este un incident destul de frecvent, dar în situația pe care a relatat-o reprezentantul Taromului, descărcări electrice, turbulențe deosebite, se poate ca unul dintre generatoare, dintre cele două ale motoarelor să fi căzut, însă el a fost înlocuit automat de această unitate auxiliară de putere, acest generator auxiliar, și s-a continuat zborul în mod normal. Mulțumesc foarte mult, domnule Stoicescu, pentru precizări. O